Bună ziua, dragii mei telespectatori Casa Iubirii! Acest vlog, cum v-am obișnuit de câteva zile încoace, va fi despre ceea ce se întâmplă în online. Dragii mei telespectatori, știți destul de bine, în mare parte cei care ați fost pe live-ul justițiarilor aseară, că ni s-a adus la cunoștință că Viorel Alis urlă pe live și vrea să sune la Canal D, sau a sunat la Canal D, nu prea am înțeles, că nu se mai poate și că Virginica este în pericol. Pentru că îi este frică de Elena. Și Elena ar trebui dată afară din Casa Iubirii. Ca să vedeți, dragii mei telespectatori, dacă este adevărat ceea ce ni s-a spus aseară pe live, fac apel către staff. Dragii mei, voi sunteți singuri în măsură să constatați dacă această Viorela Lis a făcut la mișto ca să ne inducă pe noi în eroare și să primească Elena hate, pentru că este foarte obraznică Elena și o atacă pe Virginica Fecioara Maria, atunci ei fac stilul ăsta de acuzații ca să-și primească Elena hate. Cum au făcut și cu Roberta, că Roberta a scalpat-o pe Virginica în vestiar. Ca ulterior să vede că nu a fost nimic. Eu acum, ca telespectator, justițiar, fac apel către staff și către toți concurenții. Și bineînțeles către toți telespectatorii. Mai mult ca sigur, există un clinci între Elena și Virginica. Vedem cu toții că Elena nu este genul de slugoaică cum vrea Virginica. Virginica, simțind că Elena este un pericol pentru ea, acum începe victimizarea. Fapt ce am văzut și ieri în emisiune, că cerea validarea băieților că ea este bună și Elena este rea. Până i-a dat Denis peste nas spunându-i: păi tu ești cea care ai băgat bățul printre gard cu sondajul pe care l-ai făcut. Bineînțeles că ea s-a învinețit la față și n-a vrut să recunoască că de fapt nu i-a convenit. Denis trebuia să o laude, că ea vrea decât laude pe tențioasa asta. Și acum o vedem pe această Viorela Lis, susținătoarea ei, și am înțeles că mama Virginicăi bastojește doar pe live-ul Viorelei Lis și înjură toți telespectatorii. Nu știu cât de adevărat e, nu cunosc contul, da, așa mi s-a adus la cunoștință. Și eu acum vin și vă întreb pe dumneavoastră ca staff, dacă este adevărat că s-a întâmplat o discuție, o ceartă, și că Virginica plânge și spune că e frică, înseamnă că vorbește cu Viorela Lis? Și atunci am eu dreptate că Virginica dă informații în avans și că vorbește cu acest susținător și că spune ce se întâmplă în emisiune. Dacă nu, e varianta cealaltă. Hai să-i facem imaginea Elenei praf. Eu acum vin și vă întreb pe dumneavoastră ca staff, nu cumva se repetă istoria cu Roberta? Virginica asta vrea ca toate concurentele care sunt un pericol să plece? A văzut că prinde victimizarea și frica și gata, o dați afară pe Elena, acum ați dat-o și pe Roberta că era frică la fată. Mai nou, aseară, se spune că doamna Mantea ar fi pus-o la punct pe Virginica și ar fi spus: nu te mai victimiza, gata, termină cu victimizarea. Iar s-au ambalat. Acum nu știu cât de adevărat e, că poate să fie, v-am spus, și jocul acestor susținători care îi știu capabil de orice, pe Viorela Lis și pe Alin Teodor, ca să-i strice imaginea și mai tare Elenei. Sau poate chiar este adevărat. Acum doar dumneavoastră și concurenții care sunteți în platou puteți verifica și să vă dați seama
Dacă Virginica vorbește cu acești indivizi, dacă este adevărat, înseamnă că Virginica le-a dat informații, cum le-a dat informații și cu Roberta, și au făcut un mare haos în online. Acum este momentul să vedeți cine minte. Virginica, care se dă aia cinstită și corectă, sau susținătorii care premeditează și au plănuit cum să-și primească Elena Hate. Și dacă este adevărat, dragii mei, cei din staff, vedeți că această individă este foarte bandită. Nu mai bine o trimiteți pe ea acasă, pe Virginica. Nu de alta, dar se sperie fata. Nu de alta, dar risca să facă mini-atac de panică. Sau vei un hotel de 5 stele ca să stai tu separat. Să poți să te întâlnești cu Robiță sau cu ăla din Craiova, când mai poate și el și permite buzunarul, să vină la București? Unde este marele secret, măi, asta care deja spui la toată lumea că tu ești finalista și Alin Teodor împrăștie pe toate grupurile că câștigătoarea sezonului este Virginica? Înainte să iasă Roberta, se posta pe toate grupurile: Roberta descalificată, Virginica finalistă. Dar a venit Elena. Acum demonstrați lumii întregi cine este Virginica. Și vedem că Elena are același tratament pe care l-a avut Roberta. Virginica țipă și urlă și face pe petențioasa că Elena a atacat-o, că Elena a jignit-o cu de-alea, 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 dar n-a spus ce. Și băieții au spus: nu, tu ai fost cea care ai atacat-o. Fără să-ți facă Elena nimic, tu te-ai dus să întrebi bărbații, băieții, ce părere au de contentul ei. Dar de ce ne-ai întrebat ce părere au ei despre tine dacă cred că tu ai relație la Craiova și te mai întâlnești cu Robiță din când în când? Și de unde ai avut tu vânătăile alea pe mână? Și la club, oare, de ce n-ai făcut sondajul ăsta? Voi credeți că eu l-am chemat pe Robiță sau a venit Robiță după mine în club? De ce nu l-ai făcut? De ce n-ai făcut sondaj pentru Cistinela? Credeți că a fost cu Antonică și cu Robiță afară? Păi vezi de ce n-are ursul coadă? Cam asta ești, Virginico. Și acum stafful, puneți-le cap la cap, că deja această individă v-a tras acest sezon în jos, v-a dat afară toate fetele, Berbeca, Roberta, creața că de la Robiță și Virginica a pornit scandalul către jandarmul și creața și jandarmii că nu-și dau seama, o susțin pe asta care i-a aruncat afară. De aici vă spun, măi, jandarmilor, românașilor, bibișoarelor, lipsă gândire din toate punctele de vedere și încă o dată ne demonstrați că susțineți doar falsitatea și minciuna. Așa că un mare, mare dislike și tare aș vrea că va veni momentul săptămâna viitoare să vedem dacă cu adevărat Elena o face să plângă pe Virginica. Și atunci le vom pune noi, justițiarii, cap la cap și vom spune cu voce tare că ni se va demonstra că Virginica vorbește cu de noaptea minții. Și iar voi avea dreptate. Aseară, după ce am închis live-ul, am văzut live-ul lui Vetei de la Caracal. Vă dau cuvântul meu de onoare că am început să râd cu lacrimi. Aia doctoriță. Doctoriță, nevoie mare. Caracal. Tanti Geta. Nu înțelegea cum adică avorton făt viu. Mă, ce doctoriță ești. Mă, fetiță, tu ai învățat acolo, ai făcut un curs de Crucea Roșie și nu mai e nimeni ca tine, dar atât de bine l-ai făcut că nu știi nimic. Măi, în momentul când nu ai 7 luni împlinite, se numește avorton. Da? Când ai 7 luni și o zi, este prematur.
prematură. Naștere prematură. Când ai mai puțin de 7 luni, se numește avort. Spontan. Și când îți trăiește copilul, se numește avorton făt viu. Vezi, mă, Georgeta predică. Cum mi-arăți că ești bâtă și tu și aia, Iuliana, umor offline? Aveți voi probleme. Tu asta, de la Caracal, ți-am spus eu că tu ai fost în carul cu proștii. Domne, auzi că am făcut o borâtă, mă face nazistă. Păi mai făcut țigancă borâtă. Dar am zis, bă, că îți merge și ție creierul. Și ce crezi? Am înregistrare. S-o trimit la departamentul denigrări europene. Ce zici? Cât crezi că vei plăti? Și ce pedeapsă vei primi? Păi vezi că nu te duce capul? Vezi cum mă provoci să arăt lumii întregi cât de tută ești și că ești distrusă din toate punctele de vedere. O văd și pe asta, pe Viorela Lis, care acum le dă așa. Iar ei se umple gura de cârnați când vorbește pe live. Da, mă bucur, toată lumea să stea să asiste cum îți bagi și că tu ai prostată. Pe tine te doare în socoteală că ai prostată. Încep să spui, domne, s-a ajuns prea departe. Să pună poza lui Sas. Dar de ce nu spui Georgeta predică? Vă e frică să vă dați numele real? Păi de ce am pus poza lui Georgeta predică? Te-ai întrebat? Dar tu știi. Pentru că sunteți tari în gură, aia se dă doctoriță, vă dați ceea ce nu sunteți și am arătat lumii întregi cine sunteți. Și ea mă făcea pe mine în toate felurile, spunea că nu mă cheamă Pandele, spunea că sunt țigancă borântă, că sunt agramată și atunci hai să vadă toată lumea. Cine e Veta de la Caracal? Și Viorela Lis, oprește-te să mai dai apropouri. Crede-mă ce-ți spun. Oprește-te ca să nu fac și eu cunoscută imaginea ta, ca să vadă toată lumea cine este Viorela Lis. Dă-ți cameră. Vreau să vă văd după întâi dacă este adevărat. S-ar putea să nu mai faceți live decât cu cameră. Să vedem, mai sunteți pe live? Vă mai arătați fețele? Mai râdeți voi de toată lumea în condițiile în care voi sunteți praf? Și vă umpleți gura, vi se umple gura de apă când vorbiți de socoteala bărbaților. Se vede că sunteți educate și că le-ați avut meniu. Prânz, dimineață, mic dejun, prânz și cină. Le-ați avut în copilăriile voastre și acum, na, râvniți. Ce bărbat am fost odată, voi sunteți. Și acum vi le scoateți verbalizând. O femeie demnă, care se respectă pe ea, nu are cum să vorbească cum vorbiți voi. Dar arătați lumii întregi. Și mă bucur și de celelalte femei care se amuză când îți baci și când îți scoți. Dar tot tu ești aia, Viorela Lis, care spui, domne, nu se poate pe toate live-urile să se jignească. Păi, live-ul tău e renumit de cârnați și smântână. Că asta ești. Așa că nu-ți mai da carul de mine iar. Că atunci încep și eu să vorbesc. Și nu mai te victimiza, vezi, domne, unde s-a ajuns? Păi voi le-ați căutat. Voi m-ați provocat. Dacă erați niște femei decente și nu mă pomeneați pe mine, că eu am tot dreptul să vă pomenesc pe voi, că văd ce faceți în emisiune, fapt că acum tu iar o scoți pe Virginica neprihănita, nevinovata, și atunci vin eu și vă spun, nu e adevărat. Așa că cam astea sunteți. Ce dați, aia primiți. Vă las, vă doresc o zi minunată tuturor, distribuiți sau dă staful ceea ce face Virginica și să le pună cap la cap să vadă dacă cu adevărat Virginica dă informații. Și eu am curat să bag mâna în foc 100%, mama ei și Virginica vorbesc
cu Viorel Alice și cu Alin Teodor. Și spor la telefoane, la canal de... Noi o să sunăm la Iohannis. Vă pup, la revedere, o zi minunată tuturor!